Dacă suntem sinceri cu noi înșine, de multe ori ne încearcă un sentiment de nesiguranță în prezența lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu acum în viața mea? Știe El prin ce trec? Oare îi pasă? Există o carte în Biblie cu o deschidere nebănuită către aceste întrebări. După cum ți-ai dat seama deja, este vorba de cartea Psalmilor. Întrucât descoperim o gamă atât de variată de trăiri și stări sufletești, poate că ar fi o bună abordare terapeutică pentru o vreme de pandemie. Așa că te invităm pentru duminicile următoare să ți orientezi pânzele către aceste ape învolburate ale vieții reale și ale căutării noastre după Dumnezeu. Înainte de a ne deschide către primul psalm din această serie, mi-am amintit de ceea ce spune Rainer Maria Rilke despre poezie. Este, cred, cel mai bun indiciu cu privire la felul în care ar trebui citiți, gustați psalmii. Citez. Cititorul nu rămâne întotdeauna aplecat asupra paginilor, ci adesea se întinde pe spate și își închide ochii asupra câte unui vers pe care le recitește din nou și din nou, până când semnificația, înțelesul lui îi pătrunde în sânge. Ai trăit vreodată senzația aceasta citind psalmii din Sfânta Scriptură? Prin urmare, dacă simți că un anumit vers îți trezește o anumită căutare, ține-te de el și dă-i voie să-și să continue munca de explorare. Te invit să începem acest exercițiu printr-unul dintre cei mai cunoscuți psalmi și mai îndrăgiți, psalmul 139. Mai înainte însă de a auzi încă o dată cuvintele dragi nouă, te-aș ruga să-l asculți cu această întrebare în minte. De ce e atât de important până la urmă pentru mine acest psalm? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchi tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc? sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni se de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă. Ei, vrăjmașii tăi, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii mei. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Oare ce anume ne face să-l îndrăgim atât de mult? Nu mai e nevoie să vă întreb care este partea care ți-a plăcut cel mai puțin în această dimineață. Atunci, va trebui să te provoc să încerci un exercițiu de imaginație. Cum ar arăta poemul acesta fără ultima strofă? Am fost invitat la un eveniment aniversar al fundației Iochebet și momentul festiv a început cu recitarea acestui psalm în vocea inconfundabilă a lui Marcel Iureș. Dar surpriza mea a fost că a oprit înregistrarea exact înainte de ultima strofă, de această ură și atitudine pătimașă care apare în acest psalm. Dacă n-am avea ultima strofă, am putea considera că autorul este un idealist, un visător, un naiv, care nu trăiește cu picioarele pe pământ. Vede numai frumosul, niciodată răul din jur. Dacă am avea doar ultima strofă, am crede că avem în față un cinic, o persoană care vede numai răul. Și nimic bun în această lume. Dar avem, deopotrivă, o persoană uimită de apropierea lui Dumnezeu și indignată de răul care există în această lume. De aceea mi-am intitulat mesajul acesta din Psalmul 139: Între uimire și oftat, între încântare și ură. Pe lângă întrebarea sinceră, de ce îți place acest psalm, ne mai pricopsim cu încă o întrebare. Cum se poate ca în același psalm să coexiste două atitudini, două stări atât de diferite și diametral opuse? Bănuiala mea e că apogeul, intensitatea maximă, Punctul de fierbere la care se produce revelația personală a acestui psalm este tocmai această tensiune nodală, inconfortabilă. N-am înțeles de ce, într-un context unde se conciliază avorturi, sarcine dorite, traume și probleme, să neglijezi, să lași pe din afară tocmai această parte. Oare de ce? Avem tendința să ne închidem ochii și inima atunci când ajungem la această parte de final. Acest text sacru va avea impactul maxim asupra noastră abia atunci când îi dăm voie să producă în noi acel șoc deplin la nivel emoțional de uimire și ură. Lucru dovedit oarecum și de închiderea sferică a psalmului, care revine la ideea cu care a început. Doamne, tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Afirmarea cunoașterii divine precede sentimentul uimirii, iar implorarea ei, închide bucla abia după sentimentul urii și respingerii. Cercetarea cu pricina va avea loc prin urmare la confluența celor două stări, atitudini, așezări, dimensiuni sau orientări. Ambele vizează viața mea interioară și felul în care mă raportez la Dumnezeu și la răul care mă înconjoară. Dar să începem cu începutul. Oare să fie de bine sau de rău că Dumnezeu mă cercetează de aproape și mă cunoaște? Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști poate să însemne a observa cu atenție, a examina, a scruta, a inspecta, a vizita o formă învechită și populară, citez. Unchișul Haralambie venea la târg ca să mă cerceteze cum își cerceta bărbăcuții de la turma lui de oi, scrie în Nada Florilor. Sau a urmări, a studia, a încheta pentru a stabili vinovăția, a lua în vizor, a lua la bani mărunți. Sau poate avea sensul de a urmări cu atenție, cu preocupare, cu interes, cu drag, cu emoție, cu neliniște și plăcere. Tu care variantă o preferi? Sau o resimți ca fiind valabilă pentru tine? Chiar crezi că Dumnezeu e străin de problemele tale, de ispitirile tale sau de frământările tale? Numai puțin de cinci ori cuvântul aștii a cunoaște străbate aceste prime șase versete într-o atmosferă captivantă și trepidantă. Îți cunoaște toate gândurile, toate cărările și cuvintele. Pătrunde toate închipuirile, umbletele și sensul spuselor noastre. Tu știi când... Stau jos și când mă scol, și de departe împătrunz gândul. Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele. Dacă te scoli, înseamnă că ți-a venit o idee și urmează să faci ceva. Dacă ai umblat și te-ai întors la culcare, înseamnă că ziua ta se apropie de final. Cât de încurajator poate să fie gândul acesta că de la începutul unei zile, încă de dimineață, până spre seară înainte de a te culca, Dumnezeu este atent, te urmărește cu preocupare, cu grijă. Vă mărturisesc că versetul 5 a reprezentat uh, pentru mine uh, punctul cel mai dificil de depășit în această primă strofă. Tu mă înconjor pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Și multă vreme am întrebat oare cum mă pot conecta cu această realitate. Până mi-am adus aminte de ritualul cu copiii noștri dimineața, înainte de a merge la școală, când ne îmbrățișam împreună și încredințam în mâna lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu te învăluie într-o cunoaștere tandră și plină de afecțiune. Iată o primă întrebare care țâșnește din această strofă pentru mine. Oare sunt uimit în vreun fel de atenția pe care Dumnezeu o acordă vieții mele? Într-o simetrie perfectă, fiecare strofă ne captează atenția asupra câte unui cuvânt interesant. Cuvântul pentru prima strofă este cuvântul uimire. Un Dumnezeu care mă cunoaște atât de bine este singurul care mă poate ajuta să mă înțeleg vreodată. Îmi place atât de mult cum simte Jean Calvin să-și construiască, să structureze tratatul de învățătura religiei creștine. Uitați care este ideea călăuzitoare, citez. Cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea omului sunt legate una de alta în mod perfect. Una nu poate fi posedată fără cealaltă. Trăim într-o vreme în care, în mediul laic, cunoașterea de sine și dezvoltarea personală sunt la mare căutare, în timp ce, în biserică, se bate moneda sâcăitor pe cunoașterea lui Dumnezeu. Dar adevărata cunoaștere de Dumnezeu, spune David, se confundă cu o cunoaștere autentică de sine. Nu vi s-a întâmplat să trăiți acest sentiment surprinzător că apropierea de Dumnezeu vă conferă darul neprețuit al apropierei, al apropierii de sinele nostru real? Oare sunt uimit în vreun fel de atenția pe care Dumnezeu acordă vieții mele? Apoi, dintr-o dată, versetul 7. Ne semnalează o schimbare de ton și de nuanță. Unde voi fugi departe de Duhul tău? Unde mă voi îndepărta de fața ta? Dacă în prima strofă cuvântul de ordine este știi, cunoști, acum a fugi de Dumnezeu ne confiscă atenția. Nu pot să nu te întrebi. Cum poate cineva fugi de un asemenea Dumnezeu? De ce o facem? Suntem speriați? Nu știm altceva ce să facem? Sau încotro să o apucăm? Ne simțim vinovați? Poate ne este rușine de ceva? Simțim că ne fuge pământul de sub picioare? Avem impresia că poate noi știm mai bine? Sau pur și simplu nu ne interesează. Nu-i pentru noi. Ceea ce e o formă de amăgire și de împietrire. Faptul că Dumnezeu se află în cer nu e o surpriză. S-ar putea să ne surprindă când zice că îl putem găsi și în locuința morților. Nu ne surprinde nici faptul că Dumnezeu ne caută și ne poate apuca chiar la marginea cea mai îndepărtată a mării sau pământului însă aspectul care pe mine mă intrigă cel mai mult este cel legat de întuneric. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, spune autorul. După ce înainte ca un fel de invocare ne spune: "Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Despre ce Vorbește autorul Oare. Nu voi uita cât de marcat am fost de mărturia lui Jürgen Moltmann, unul din teologii de renume, care a plecat la Domnul în 2016. El spunea că în tinerețe, în timpul celui de-al doilea război mondial, singurele cărți pe care Hitler le-a pus în mâna soldaților au fost cărțile lui Ghiote și ale lui Nice. Însă atunci când îți vezi camarazii răpuși de gloanțe, cauți o carte care să-ți ofere speranță și n-a găsit în niciuna din aceste cărți speranța după care umbla, după care năzuia sufletul său. În schimb, a găsit în psalmi, iar unul dintre psalmi a fost exact psalmul 139 și exact această parte, acest verset legat de întuneric. Amestecul acesta ciudat de întuneric, de lumină, de nelămurire și speranță. Așa că, după prima strofă, întrebătoare, sunt uimit în vreun fel de atenția pe care Dumnezeu acordă vieții mele, vine dar de răbdarea și devotamentul de care dă dovadă. Cel de-al doilea cuvânt important din această strofă este cuvântul regăsire. Fuga de noi înșine și de Dumnezeu poate avea un efect salvator în măsura în care ne dăm seama ce ne lipsește. Dacă fuga de Dumnezeu e implicit și o fugă de noi înșine, atunci și regăsirea lui se confundă cu o regăsire a sinelui nostru. Nu știu ce te surprinde pe tine, cel mai mult la această tranziție către strofa a treia. După această invocare a întunericului, parcă suntem perplexi în fața următoarelor cuvinte care ies din gură. Tu mi-ai întocmit rinichii. Tu mai țesut în pântecele mamei mele cele mai întunecate momente pot deveni cele mai luminate momente. Și în Psalmul 94 cu 19 găsim următoarele cuvinte. Când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Cam același lucru se întâmplă și cu David în această tranziție, în această stare prin care el trece. Cumva Întrebarea lui din cea de-a treia strofă ar fi: Ce zici de atenția sa la detalii? În timp ce meditam într-o zi la acest text, mi-am amintit instantaneu de o soră care face dializă de trei ori pe săptămână, care a fost pusă pe lista de așteptare de atâtea ori și niciodată n-a reușit să aibă o viață normală. Sau de o fată care la naștere uh, a avut meningită, părinții nu și-au dat seama, până a fost prea târziu și ea a rămas cu un handicap sever care o însoțește până în ziua de astăzi. Și m-am gândit oare ce ar spune aceste persoane despre aceste rânduri. Și imediat m-a străfulgerat imaginea că persoana de la dializă este una dintre cele mai zâmbitoare persoane pe care o cunosc, iar cealaltă persoană este atât de mulțumitoare încât cred că niciodată în viața mea n-am întâlnit o persoană atât de genuină și autentică în sentimentul mulțumirii. Sinceritatea ei în mulțumire este debordantă și copleșitoare. Și m-am întrebat, atunci cum se poate să fiu sănătos, să mă bucur de viață și să nu trăiesc această încântare. Al treilea cuvânt, care domină orizontul poeziei noastre, este cuvântul minunat. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Ceea ce trădează, acceptare, încântare. Încântarea pe care o resimte cineva când îl vede pe Dumnezeu implicat în detaliile vieții. Acceptarea este rodul atenției la astfel de detalii și rodul încăpățânării iubirii sale care mă ajută să mă accept cu adevărat. Cât de încântat sunt eu? Cât de bine mă simt în pielea mea? Cât de bine îl văd eu pe Dumnezeu implicat în amănuntele vieții mele? În urmă cu câțiva ani mi-am notat pe o bucată de hârtie pe care o păstrez în Biblie următorul detaliu. O amărâtă de castană. El a creat-o, el o susține, el o iubește. Oare viața noastră să nu conteze? Este una din întrebările pe care David le aduce la lumină prin intermediul acestor versuri minunate. Dar poate cea mai neașteptată trecere este către strofa a patra, de la versetul 19 în continuare. Fiecare trecere este ușor desesizat, asemenea unei trepte mai înalte decât celelalte, de care ne împiedicăm fără să vrem. Poate că cea mai abruptă trecere este cea de la jubilare la ură. Fiecare trecere ne lasă cu câte o întrebare săcăitoare. Trecerea de la prima strofă la a doua, cum poate cineva fugi de un așa Dumnezeu? Trecerea de la a doua strofă la a treia, cum poate un om care invocă întunericul să aprecieze astfel de detalii? Și, în fine, trecerea de la a treia strofă la a patra, cum poate un om care atinge un asemenea nivel de regăsire să mai urască? Așa că cea de-a patra întrebare din textul acestui psalm sună în felul următor. Oare cum ar trebui să mă ajute aceste aspecte să mă raportez la răul din lume? Dacă facem o socoată simplă de a-i ucide pe cel rău, oameni se toși de sânge, îți iau numele ca să mintă, observați, ipocrizia și răul în haina evlaviei, cei ce te urăsc, cei ce se ridică împotriva ta, ne dăm seama că nu este vorba de o ură resentimentară sau de vreo iritare personală, ci de atitudinea unui credincios în fața răului. Iată o întrebare răscolitoare pentru mine. Care sunt lucrurile pe care nu le pot suporta? Celebra maximă a lui Edmund Burke ar trebui să ne țiuie în urechi. Citez: Tot ce trebuie să facem pentru ca răul să prospere, este ca oamenii buni să nu facă nimic. Poate că cea mai mare pacoste pentru această lume este indiferența creștinilor în chestiunile imediate în care putem face câte ceva fiecare. Bărboșii din Cluj și alte grupuri de oameni înțeleg importanța solidarității și voluntariatului fără nicio afiliere religioasă. Nu ți se pare ciudat? Oare noi ce facem? Cel de-al patrulea cuvânt pe care îl inserează în inimile noastre acest psalm este cuvântul asumare. Doar un om iubit, regăsit, care se simte împăcat cu sine, este pregătit să înfrunte răul din lume sau răul din alții. E adevărat că nimeni nu poate, nu poate privi răul în față și să rămână la fel sau că au avut loc în istorie atâtea atrocități în numele religiei. Dar nu se poate ca cel uimit de apropierea lui Dumnezeu, care se regăsește pe sine și se simte iertat și iubit de Dumnezeu, să nu facă ceva. Scoaterea din rutină îți poate da viața peste cap sau ți-o poate reconfigura. Asta Depinde de tine. De fiecare din noi. Te poți verifica, îți poți evalua viața, ai șansa unor ajustări substanțiale, de pe urma cărora poți fi cel mai câștigat. Sau le poți da ignor, lăsându-le să treacă pe lângă tine. Patru strofe, patru cuvinte, patru Întrebări și patru provocări neașteptate. Iată cuvintele: uimire, regăsire, acceptare și asumare. Cunosc eu aceste cuvinte? Cea mai plictisitoare lecție de la Cateheză pentru mine era, ca păstor, despre atributele lui Dumnezeu. Asta până am descoperit afecțiunea și apropierea acestui Dumnezeu nevăzut dintre rândurile acestui Psalm 139. Un Dumnezeu care îmi oferă o atenție neîmpărțită, neobosită, nebănuit de amănunțită și răscumpărătoare. Ce ți-ai putea dori mai mult? Între uimire și oftat, între încântare și ură, eu pe unde mă situez. Iată întrebările. Oare sunt uimit în vreun fel de atenția pe care Dumnezeu o acordă vieții mele? Doi. Dar de răbdarea și devotamentul cu care mă surprinde. Ce pot spune de atenția sa la detalii? Și patru. Oare cum ar trebui să mă ajute aceste trăiri să, să mă raportez la răul din jur? Iată provocările. Un Dumnezeu care mă cunoaște atât de bine este singurul care mă poate ajuta să mă înțeleg cu adevărat. 2 fuga de Dumnezeu și de noi înșine poate avea un efect salvator, cu condiția să ne conștientizăm lipsurile. 3. Atenția la detalii și încăpățânarea iubirii sale mă poate ajuta să-mi privesc viața cu alți ochi. Și 4. Doar un om care se simte iubit, iertat, și împăcat cu sine, va avea resurse să lupte cu răul din alții. Între uimire și oftat, între încântare și ură, de fapt, tot mesajul meu poate fi țintuit într-un singur cuvânt, regăsire. Iar această regăsire survine până la urmă în tensiunea creativă Dintre cele două stări, atitudini, tendințe, ce mă uimește pe mine? Și doi, care sunt lucrurile pe care nu le pot suporta? Tu ce răspuns dai la aceste două întrebări? Fără uimire, devii un cinic, ai toate șansele. Fără ură, devii un naiv. Tu ce preferi să fii? Cel mai trist lucru pentru mine astăzi este să întâlnesc atâția creștini care și-au pierdut atât încântarea cât și indignarea. E plină lumea asta de creștini blazați, plictisiți și indiferenți. Eu nu vreau să mai fac parte dintre ei. Oare viața ta și a mea cum arată. Să mai fie oare cu putință astăzi ca viețile noastre să îngemăneze cele două atitudini. Psalmul 139 începe și se încheie cu aceleași cuvinte. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Tu sesizezi vreo diferență dintre cele două. Poate că această asociere din final vrea să-ți transmită ceva extrem de important, și anume că. Dumnezeu este întotdeauna prezent. Eu nu sunt. El mă cunoaște atât de bine. Eu nu mă cunosc. El este de găsit. Eu nu sunt sigur că vreau să fiu regăsit. Tată drag, îți mulțumesc pentru că ne cauți cu atâta sensibilitate, cu atâta drag și cu atâta pasiune. Îți mulțumesc pentru că ești întotdeauna prezent, pentru că ne cunoști. Și pentru că ești de găsit pentru fiecare dintre noi. Mă rog pentru această experiență personală a regăsirii în viața tuturor acelora care ne ascultă și ne privesc. Și pentru că tu faci infinit mai mult decât cerem sau gândim noi. Suntem deplin recunoscători în această dimineață. Tată drag, în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin. În via lui și pe via lui.